in the end it was easy. It looks like it was easy, but we prepared really good for this match, and we were serious from first to the last minute, and this is why this, the result is like this. It was hard. It's not easy to play four matches in 5 days, that's for sure, but we must get used to on this, because it is like this. This is the situation, and we will see for the future how it will be. We expect to win. We must win. This is our goal, and I hope it will be like this. Zalu astăzi n-a fost în apele ei. Am pregătit acest meci pentru că am văzut meciul cu Bistrița, în care s-a luptat 60 de minute. Am văzut meciul cu Brăila, în care au câștigat. Și vă dați seama că am încercat să jucăm cel mai bun meci al nostru. Sunt mulțumit de la 75%, am vrut să fim 100%, dar din păcate în meciul cu Buzău am fost noi cei care am jucat foarte slab. Bineînțeles că și până acum vom merge la victorie și vom încerca să dăm tot ce putem mai bun pentru handbalul românesc. O înfrângere dureroasă, o înfrângere severă, nu ne-am așteptat, noi ne-am pregătit, ne-am dorit această victorie, dar nu putem să ne explicăm de ce s-a ajuns situația aceasta. Suntem puțin nepregătite pentru că am și stat 2 săptămâni din cauza incidentului și ce să zic, ne trebuie mai multă pregătire și sunt meciuri pe care vrem să le câștigăm și vrem să dăm totul pe teren și să luăm puncte. Vă dați seama că ca oricare meci ne dorim victorie, ne dorim puncte, ne dorim să urcăm în clasament. Asta este obiectivul nostru și cred că a oricărui jucător. În acest debut de sezon, v-am spus și în primul meci, că noi am venit după 6 antrenamente. Fetele au stat vreo 17 zile în carantină și n-au avut voie să facă. Sunt, sigur, ca să spun așa, sunt slăbite, nu sunt în plenitudinea forțelor nici fizice. Când nu ești în plenitudinea fizic, nu mai ești nici mental și nici psihic. Și asta a fost. Pentru noi a fost un meci greu,